Salut! Bine ne-am regăsit la început de sezon. Bună, Nicoleta! Salut, Marius! Ce faceți? Salutare! Bine! Salut! Bine facem! V-ați recuperat după Mainz și după Münster? Nu. Ok. Nu cred că mă voi recupera vreodată. Acum că am început așa cu dreptul, cred că ar fi bine să vorbim întâi. Na, a trecut mult timp de când am înregistrat ultimul podcast. Nu promitem că o să facem chestia asta cu regularitate, dar e binevenit un podcast nou la început de sezon. Și cred că ar fi bine să începem și cu un anunț legat de adunarea anuală, că e prima acțiune a fanclubului pe anul ăsta competițional. Așadar, avem în weekendul 22-24 septembrie adunarea anuală la Oradea. E oraș frumos, probabil o să avem vreme bună. Am vorbit cu oamenii de pe acolo, nu că am avea foarte mulți membri în Oradea, dar cei cu care am vorbit ne-au spus că vremea e destul de liniștită în septembrie-octombrie. Deci ne așteptăm să avem și vreme ok. E un loc foarte bun de întâlnire pentru că orașul e fain, cum spuneam, și cred că în special pentru cei din vestul țării este ușor să ajungă acolo, deci ne așteptăm să vină cât mai mulți din zonă. Știu că acolo avem și fanbase-ul mai dezvoltat pe lângă București, adică e Timișoara, Clujul, Sibiu, Brașovul, Deva. Sunt orașe din care se ajunge relativ ușor și sper să vină cât mai multă lume. Marius, știu că tu vii, Nicoleta nu poate să ajungă. Ce așteptări ai de la adunarea asta anuală? Ce așteptări să am? Să fie mai bună decât celelalte. Aceeași așteptare ca întotdeauna. Da, Să n-a fost. depășească pe, să le depășească pe celelalte. Asta nu înseamnă că se va și întâmpla neapărat, dar na, cu gândul să plecăm, nu? La drum întotdeauna. Da. Meciul pe care o să-l vedem împreună e Dortmund-Wolfsburg. E prematur să îl analizăm de acum, dar ar trebui să fie interesant. În general am avut meciuri bune. Și oricum Chiar nu avem o șansă să-l câștigăm, hai spune. Da. Oricum nu mergem de cele mai multe ori nu mergem ca să vedem acest meci, mergem să ne mai revedem la față. Da. Bun. Păi avem un eveniment creat pe Facebook, pe grupul de Facebook numit Forum. Dați acolo join la eveniment dacă veniți ca să ne ajutați și pe noi să știm cum ne ocupăm de rezervare și de celelalte activități pentru weekendul respectiv. O să anunțăm detalii despre programul lui în următoarele săptămâni, să zic. Bun. Acum că am scăpat de subiectul ăsta, putem să intrăm așa în forță în principalele subiecte pentru sezonul ăsta. Am început cu primul meci oficial, cu Shot Mainz împotriva Borussiei. A fost meci de cupă din 32-im sau nu știu cum se numește faza asta, habar n-am, dar cred că primul tur. Da, primul tur pentru noi. Primul tur. Am avut și un meci amical înainte de ăsta, un meci amical, să zicem, un pic mai relevant cu Ajax, în care ne-am prezentat și lotul. Mă rog, pe cei apți de joc, care nu sunt în cărge în momentul de față. Voiam să vă întreb cum vi s-a părut că a arătat echipa în cele două meciuri. Nu știu dacă v-ați uitat și la cele din turneul din state. Eu n-am văzut niciunul de acolo, am văzut doar highlight-uri pe aici, pe acolo. Dar mă gândesc că ați urmărit meciul de cupă și pe cel cu Ajax. E prematur să trageți concluzii sau ați reușit să vedeți așa ceva schimbări în jocul nostru și câteva direcții? Marius? Hai! Nu, Nicoleta, hai spune tu. Avem o domnișoară cu noi, nu vorbim noi primii. Da. N-am văzut meciurile din state și m-am uitat la rezumate. Am văzut rezultatele și m-a surprins că am câștigat și făcut egaluri cu echipe din Premier League. Sincer, nu mă așteptam. Dar da, am văzut meciul cu Ajax și pe cel din cupă. La cel din cupă am ratat, cred că primele 20 minute am deschis stream-ul fix când ieșea Ziule. Dar da, nu știu, nu cred că pot să-mi fac o părere înainte să văd primele meciuri de Bundesliga, sincer să fiu. Adică cel cu Shot Mainz
Nu mi se pare că e relevant pentru ce să fie în Bundesliga, adică e pus un adversar stab și am luat gol și cu ei. Dar mi se pare că ce am văzut ce puțin până acum de la transferurile astea noi, mi se pare că s-au mișcat ok băieții, Benze Baini și Zabitzer și în Mecea. Și da, o să ne doară foarte tare la accidentări, aparent, că nici n-a început bine sezonul și deja am început să rupă. Așa că nu știu ce să zic despre asta, nu, e un mister ce se întâmplă în pregătirea fizică a băieților ăstora, nu pot să-mi explic. Da, nu suntem singurul club care se confruntă cu Am asta. văzut, am văzut, dar tocmai ce vorbeam că De Bruyne o să stea probabil până la finalul anului. Da, au un program foarte încărcat echipele și cred că se simte. Nu știu dacă are neapărat legătură cu turneul ăsta, cu Cupa Mondială, care a decalat un pic programul, ceea ce a dus și la o pauză mai scurtă și mai puțin timp de recuperare pentru jucători, dar oricum au program super încărcat și cu Cupa Mondială în noiembrie și cu Cupa Mondială vara. Deci nu știu dacă o să se schimbe lucrurile astea prea curând și nu-mi dau seama, n-am făcut așa o analiză să văd dacă stăm mult mai rău decât alte echipe din, nu știu, din Champions League, să spunem. Marius e Da. specialistul nostru pe accidentare aici. Poate ne zice O el singură ce chestie părere. aș mai adăuga, la noi probabil se vede mai mult și pentru că noi nu avem rezervele pe care le are un club ca Bayern sau un club ca City sau un club ca Dar nu avem Liverpool. în general, nu știu câte 50 de jucători în lot ca Chelsea, dar Și asta. Da. Și probabil la noi se vede mai tare, că la noi când se accidentează titularul și cel da. care vine de pe bancă nu e neapărat la același nivel. Așa e. Da. Marius, tu cum ai văzut cele două meciuri? Băi, da, și eu nu le-am văzut decât pe acestea două, recunosc că n-am avut puterea să mă uit la altceva. Am văzut doar rezumatele din celelalte meciuri. Nu, nici nu știu ce să spun dacă am rămas cu ceva după meciurile astea. Am rămas cu impresia că Terzic vrea să schimbe ceva așa la echipă, asta e impresia mea. Adică în sensul că încearcă să schimbe jocul ca să suplinească faptul că nu-l mai avem pe Jude, ceea ce mi-a plăcut. Și în rest am văzut aceleași lucruri pe care rele pe care le vedeam și înainte. Exact cum a spus Nico. Am luat și gol. Am luat goluri în ambele meciuri, goluri stupide ambele. Na. Dar o să mă uit la lucrurile pozitive, cum ziceam, și mi se pare că cel puțin în ofensivă și la mijloc tind să văd ce am și citit că na, am văzut în pauza asta. În pauza asta de vară ce au mai scris oamenii prin presă care au stat cu echipa în pregătiri și cred că se vede ce vrea să facă prin aducerea lui Sabitzer și a lui Mecea la mijlocul terenului. Așa că în zona aia semnele sunt bune. Acum să vedem câți dintre ei vor juca, câți mai sunt valizi să joace când începe Bundesliga. Pentru că, din păcate, la numeric vă contrazic, noi avem un lot foarte numeros acum. Și din păcate și cu lotul ăsta numeros reușim să avem minim 5-6 jucători care ori sunt accidentați, ori sunt în convalescență, ceea ce e destul de mult pentru orice club, care nu e Da. Chelsea, bineînțeles, care are 50 de jucători. Cred că Chiar și pentru numărul. Bayern ar fi greu să aibă 5-6 jucători accidentați în același timp. Nici ei nu mai Totuși, au lotul de altă numărul. dată. Scuze, numărul ăsta mare vine și din faptul că avem cârpeli de pe la echipa a doua, adică un jucător precum Papadopoulos sau Polman nu o să aibă impact în Bundesliga. Ai ții acolo să acopere niște posturi în cazul în care ți se rupe cineva și efectiv nu ai cu cine să joci, dar nu cred că te poți baza pe ei, pe oamenii ăștia, 3-4 meciuri la Nu, rând. nu, nu. Eu mă gândeam la Reina, la Gittens, la Duranville, sunt Da. jucători de prim lot, la Meunier, care na, e totuși un jucător cu salariu de prim 11 și Da. dacă nu pleacă, presupun că îl folosești, nu? Teoretic, da? Dacă nu e rupt. Și na, avem lista, o putem deschide. Mecea e accidentat, deja s-a accidentat de 2 ori vara asta. ADM e accidentat, pe cine s-a accidentat, toată lumea s-a accidentat. Ziule nu se antrenează. Ce vrei să-ți mai zic? Sunt numai jucători de prim 20, să zicem, și nu au nicio treabă cu cei de la echipa a doua. Avem foarte, foarte mulți accidentați, din păcate. Și
Ce e trist e că variază din ce în ce mai mult accidentările, adică nu mai avem doar accidentări musculare, avem tot felul de probleme. Greznă, spate, umăr, am început să avem probleme peste tot. Când înainte aveam doar musculare și puteai să mai găsești tot felul de scuze, deja sunt alte tipuri de accidentări și nu știu ce să mai zic, în afară de ghinion, că nu știu dacă poți să mai găsești vreo scuză Nu sunt pentru totuși ce... accidentări care să-i țină cu lunile departe de teren pe jucători. Adică, probabil că o să apară și asta la un moment dat pe parcursul sezonului, inevitabil, dar din ce știu, ar trebui să revină într-o săptămână, două, trei, cei care sunt acum accidentați, nu? Știu că nu, clubul nu anunță de fiecare dată care e deadline-ul pentru recuperarea lor, dar în principiu cam la asta ne așteptăm, nu? Avem pe cineva accidentat pe termen lung, pe care să știm sigur că nu ne putem baza, uite cum a fost, bine, Morei, un caz atipic, nu e neapărat cel mai bun om pe care să luăm în calcul, dar cum a fost Gittens, care s-a accidentat la umăr și știam că o să stea câteva luni departe de teren. Avem Păi cineva în situații de genul ăsta acum? nu, avem jucători care au accidentări care recidivează și na, adunate le poți pune Asta. la probleme de lungă durată. Adică Da. dacă ți se accidentează deja, are 3 sau 4 accidentări în câteva luni în aceeași zonă, din păcate nu poți să-l pui la jucător 100% recuperat. Și Gittens e unul dintre ei, altul e Reina, Ademi deja cred că are a 3-a sau a 4-a accidentare musculară de când a venit, Da. Duranville a lipsit 6 luni, cred că, înainte să vină la noi și a jucat câteva meciuri și iar are probleme musculare, adică na, e greu să consider că te poți baza 100% pe ei și mai e o chestie ce e supărătoare că le rupi pe ritm, știi, că s-au pregătit, ar fi trebuit să pregătească vara asta, că n-au avut campionat european, mondial, n-au avut nimic, ca să poată să înceapă Bundesliga în forță și mulți dintre ei au pierdut, sau pierd ce au acum, unii au pierdut pregătirea, alții pierd ce au acumulat în pregătire pentru că nu se antrenează o săptămână, două, trei. Și na, au muncit, dar trebuie să o ia de la capăt când se întorc. O să le fie greu să intre după 2-3 săptămâni să joace titular. Da. Da, e scâitor, e enervant. Cu toate astea, uite că, na, apropo de lot, avem totuși un 11 competitiv depus în teren, așa că nu mai suntem chiar sărmani. Sunt câteva zone despre care vom discuta probabil, dar pe ansamblu, chiar și cu 6-7 jucători accidentați, totuși poți să pui echipă în teren care să câștige meciuri în Bundesliga. Da. Cam cu oricine. Mie mi-au plăcut meciurile astea două, cel cu Ajax și cu Schott Mainz, adică sunt conștient că unul a fost meci de pregătire și celălalt a fost meci de cupă cu o echipă slabă, cred că sunt în Liga 4, dacă nu mă înșel. Da. Dar fotbalul a fost plăcut, adică faptul că am văzut niște trasee și că a existat creativitate în față, e de bine. Avem destule opțiuni în față. Evident, n-am nicio problemă cu atacul, cât timp îi dăm 3 goluri lui Ajax și marcăm 6 în cupă. Mi s-a părut așa, adică fără a fi un analist tactic, mi s-a părut că am văzut foarte des spații super mari în apărare și nu neapărat spații în apărare, cât o distanță mare între fundașii noștri și atacanții adverși și în meciul cu Ajax, dar mai ales în meciul cu Schott Mainz. Ok, înțeleg că nu-i respectăm foarte mult, dar am observat că stăteau la 15 metri distanță de atacant și când prelua mingea, adică sunt chestii pe care nu prea le vezi. Cred că încă mai e de lucru la detaliile astea. Acum nu zic că nu s-a lucrat pe plan defensiv în perioada de pregătire, ci poate că nu s-au conectat jucătorii la meciurile oficiale încă, pentru că am văzut discursul ăsta și la Favre, l-am văzut și la Roze. Înainte să plece de la noi, l-am auzit și de la Tuchel ieri, astăzi am citit pe internet, și anume, băi, lucrez cu săptămânile niște chestii pe plan defensiv și parcă nu am lucrat deloc. Parcă 4 săptămâni am stat degeaba, știi? Nu a fost cazul la noi, dar nici n-am avut așa adversari de calibru. Totuși, am observat chestiile astea care sunt. O să ne coste mult dacă nu le reglăm acum meciurile de Bundesliga, unde avem adversari buni. Mă rog, nu avem adversari atât de buni în Bundesliga la început de sezon, că m-am uitat pe program, o să vorbim și despre asta. Începem mai ușurel așa, dar o să vorbim în detaliu un pic mai încolo. Totuși, înainte să intrăm în discuții despre lot și despre nou sezon, am doar o întrebare.
așa un pic mai dureroasă legată de sezonul trecut. Voiam să vă întreb dacă voi credeți că moral, voi spuneați că n-ați trecut încă peste eșecul din ultima etapă. Sunt curios așa dacă voi credeți că jucătorii sunt capabili să treacă mai ușor decât suporterii peste genul ăsta de eșec. Adică, uite, un fotbalist ca Royce, sigur, e marcat de pierderea titlului, că toată cariera a încercat să câștige trofeul ăsta. Dar totuși sunt fotbaliști profesioniști, adică ei tot fac asta an de an și au tot felul de deziluzii. Credeți că au trecut peste sau că o să le fie greu să se, nu știu, adune de pe jos și să dea randament în sezonul nou? Văzusem, nu mai știu dacă Haman, cred că Dietmar Haman a spus bine, el spune multe prostii la TV, îi place să dea titluri din astea de clickbait. Dar el spunea că Dortmund nu-și poate reveni atât de repede după un asemenea eșec și că de aia nu o să fie candidată pentru titlu. Voi ce părere aveți? Cum credeți că o să asimileze eșecul ăsta jucătorii și o să se regrupeze după el? Eu, sincer, cred că să-și revină cel puțin ăștia care sunt tineri. Că pentru mulți, stăteam și mă gândeam că pentru mulți dintre ei a fost primul moment de genul ăsta. Adică a fost primul meci, probabil, în care chiar au simțit o miză adevărată. Foarte mulți dintre ei. Nu vorbim aici, nu știu, Royce, Hummels, sunt alții care sunt câțiva care probabil au mai avut genul ăsta de meci, dar în rest, nu. De asta sunt încă tineri și terzi ce tânăr și cu asta mă mint. Sper că ei o să treacă de momentul ăsta și din ce am văzut așa până acum din știrile din perioada de pregătire și meciurile astea două, pare că și-au revenit și sper să folosească momentul ăsta ca motivație pentru sezonul următor. Adică au văzut ce înseamnă să lupți pentru în ultima etapă pentru titlu, poate acum au o motivație în plus chiar să meargă până la capăt. Evident, acum depinde de foarte multe lucruri, nu depinde doar de tine, oricât de mult ne-ar plăcea nouă să credem asta, că în Bundesliga nu depinde niciodată doar de tine. Da. Dar da, eu cred că pentru ei nu a fost atât de dureros cum a fost pentru noi. Oare cât a plâns Duranville că a ratat titlul? Exact. Cât a plâns Boris? A plâns jumătate de oră, 40 de minute, nu mai știu cât a Și plâns. așa a fost cel mai bun. Nici nu știu dacă îl primea, sincer, că nu mai știu care sunt regulile, știi? Pentru Da, cât a exact. jucat, e posibil să nu primească medalie. Da. 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 Adevărul e că fotbaliștii au așa o doză de nesimțire, cred. Nu, Marius, și trec un pic mai ușor Nu peste. cred că e doar de nesimțire. Știi care e chestia? Mă gândeam acum care e diferența între ei și suporteri, știi? Diferența e că ei pot încerca oricând și depinde de ei și data viitoare, știi? Și pot Ți-e mai încerca și ușor la să te alte montezi cluburi. când știi că... Da, și ei și în altă parte, dar ți-e mai ușor să te gândești că depinde doar de tine și na, Da. anul viitor sau la următoarea ocazie să fii mai bine pregătit. În schimb, pentru fani e mai greu pentru că tu chiar ești un simplu spectator, nu ai cum să schimbi. Și, na, m-am convins, din păcate, că bullshit-ul ăla cu fanii e doar un bullshit, adică fanii chiar nu contează. Dacă luăm în cazul ăsta, meciul ăsta, nu prea ai cum să spui că fanii contează prea mult, pentru că fani mai buni și o atmosferă mai bună ca la meciul ăsta nu poți să ai și totuși n-a contat la nimic, adică jucătorii au reușit să, cu brio, să rateze un moment relativ simplu, dacă stai să te uiți ca un neutru la ce s-a întâmplat. Și atunci tu ca fan ți-e foarte greu să... Adică mie cel puțin mi-e foarte greu să trec peste asta pentru că știu că n-am ce să fac, știi? Nu, Da. nici data viitoare n-am cum să schimb. Sunt 100% dependent de băieții ăștia, știi? Și na, n-aș vrea. De unii chiar nu vreau să fiu dependent. Starea mea de spirit să fie dependentă de unii dintre ei. Acum, gândindu-mă la ceilalți fotbaliști din lot, sincer, în afară de Royce, nu cred că l-am văzut pe vreunul cu adevărat afectat de ce s-a întâmplat. Ce ori fi Cred făcut că a ei, fost și na. aer, probabil că na. Na, poate. Dar cred că a avut probleme mai mari anul ăsta în viața lui ca să fie dărmat după. Dar pe Royce chiar l-am văzut și înțeleg și de ce. Că la el mai ține și de timp, știi? La el, ce am spus la început, nu prea se aplică, adică nu mai are foarte multe ocazii să mai încerce. Iar restul, da, la nivel declarativ, am văzut o groază care au venit și au spus că
și au revenit după câteva zile că sunt pregătiți, că sunt mai buni, că vor încerca din nou. Na, așa, din vorbe par montați. Acum știi cum e. Să-i Bine, vedem mai nou. la primul meci cu adevărat greu. Acolo vedem ce, dacă s-a schimbat ceva în capul lor sau nu. Când o fi meciul ăla, vedem. La noi pare că nu știi niciodată când vine meciul ăla. Nu prea ai șansa să intuiești care e meciul sau care e adversarul, dar ne prindem cu prima ocazie, dacă s-a schimbat ceva în capul lor. Oricum, Da. știm sigur că s-au schimbat niște nume în lot și chiar aș vrea să vorbim un pic despre asta. Cele mai sonore nume ar fi la capitolul intrări Bensebaini, Mecea și Sabitzer și la plecări, bineînțeles, Guerreiro, Bellingham și, hai să zicem, și Daoud. Dar o să-l menționez aici și pe Schultz pentru că na, e o plecare pe care toată lumea și-o dorea. În condițiile astea, voiam Mai să puțin el. vă... Da. Probabil că i s-a încheiat, nu știu, sunt curios dacă i s-a încheiat și cariera sau nu cu ocazia asta. O să vedem. Nu ar trebui să ne mai intereseze atât de mult, totuși. I-am văzut pe câțiva pe teren. I-am văzut pe toți, de fapt, pe toți trei pe teren, pe Bensebaini, Mecea și Sabitzer, chiar dacă în Mecea a intrat destul de puțin. Cum vedeți în momentul ăsta campania de transferuri? Este evident că în momentul în care îți pleacă un fotbalist ca Bellingham, nu poți să aduci pe cineva să ți-l înlocuiască unul la unul și că o să trebuiască să faci niște compromisuri, niște artificii în zona în care el juca și să găsești alte soluții. A plecat un Guerreiro polarizant. Unii îl îndrăgeau pentru tehnică, alții îl antipatizau pentru lipsa dăruirii, să spunem, sau a consecvenței în antrenamente și așa mai departe. Daoud, eterna rezervă. A venit o rezervă de la Bayern, care a avut fluctuații și în Anglia, la Manchester United, Sabitzer. O persoană, mi s-a părut așa ușor antipatică sau antipatizată de fanii noștri până să semneze cu noi. În Mecea, care a venit la pachet cu niște controverse pe social media, dar strict fotbalistic pare să aibă ceva diferit. Și Bensebaini, care e, mă rog, ca Guerreiro, cu plusuri și cu minusuri, doar că în zone diferite. Adică poate este un pic mai consecvent pe defensivă, cel puțin așa se vorbește, și aportul ofensiv este mai modest. Cum vi se pare că ieșim din fereastra asta de transferuri, dacă rămân doar transferurile astea, deși am tot vorbit noi în ultima vreme și știm că se mai caută o rezervă de atacant și o rezervă de fundaș central. Dar dacă rămânem doar cu oamenii ăștia, considerați că am scăzut foarte mult valoric, am face față cu lotul ăsta sau e neapărat nevoie de transferuri noi? Când îți pleacă Bellingham din echipă, mi se pare că n-ai cum să nu ieși pe minus din transferuri. Eu spun sincer, eu am fost foarte dezamăgit de transferuri până să îi văd jucând în meciurile cu Ajax și cu Shot Mainz. Dar da, văzând la treabă, cred că sunt niște transferuri ok. Na, acum rămâne de văzut cum se vor adapta, dacă vor fi sănătoși să poată să joace suficient cât să demonstreze. Așa, luându-i pe rând, pe Bensebaini, eu nu l-am urmărit foarte mult, deci nu pot să-mi dau foarte mult cu părerea. Sabitzer, mie mi-a plăcut la Leipzig foarte mult, sincer. Țin minte că jucam fantasy și era nelipsit din echipă. Era genul ăla de jucător care în fiecare meci contribuia la faza de atac. În schimb, da, bine, n-a demonstrat în Premier League și nici la Bayern. La Bayern e greu să te impui în partea de atac. Dar eu sincer am speranțe că el o să se acomodeze la noi și mi se pare genul de jucător care ne se potrivește. Adică are viteză, mi se pare că e creativ. Și s-a văzut asta și în meciul cu Mainz. Iar legat de Mecea, da, cred că dacă Borussia ne-a învățat ceva în ultimii ani, e să ne obișnuim cu caracterele îndoielnice și să judecăm doar ce fac în teren.
Așa că, na, cum l-am adoptat înapoi pe Hummels, cum l-am adoptat înapoi pe Goetze, o să trăiesc cu faptul că Mecea e probabil un pic conservator și cu niște opinii cu care nu, pe care nu le agrez neapărat. Dar, na, atâta timp își face treaba în teren, aia e. Înțeleg de ce fanii au fost foarte reticenți legat de aducerea lui și mi se pare că și mesajele pe care le-a transmis clubul au fost foarte contradictorii. Mi se pare că au gestionat foarte prost toată situația. Dar înțeleg că Terzic a fost cel care a insistat foarte mult să-l aducă. Și am încredere foarte mare în Terzic. Deci sper că, na, știe el mai bine Dar care a fost motivul. strict fotbalistic, din ce ai văzut în cele două meciuri, e vreunul care să te fi impresionat, să-ți dea așa încredere pentru sezonul nou? Într-adevăr, meciul a jucat foarte bine și faptul că a și înscris meciul cu Ajax, pare că e un jucător care poate să dea randament și de care avem nevoie, mai ales. Dar nu pot zic că e unul care a ieșit în evidență așa tare pentru mine. Pe mine m-a impresionat cel mai tare Malen din ce am văzut până acum, sincer. La el mi se pare un mare plus. Adică era un jucător pe care îl aveam în rod, dar care mi se pare că e ce trebuie. Trebuie și dacă nu se accidenteze, cred că o să ne ajute foarte mult sezonul ăsta. Marius, tu ce părere ai de transferuri? Da, e o perioadă complicată de transferuri, sincer, pentru că nu cred că am avut un transfer vara asta care să n-aibă un pic de controversă în el. Dacă le luăm pe rând, să luăm pe Ben Sebaini. La Ben Sebaini, eu sincer îl știam din Bundesliga, cred că toată lumea îl știe, sincer. N-am stat noi să ne uităm foarte atent la el, dar exact cum ai spus și tu, calitățile și defectele lui sunt, cred eu, evidente pentru oricine să uite la Bundesliga de ceva timp. Ce rămâne de văzut la el e dacă, poate să rămână un băiat disciplinat, pentru că în ambele meciuri, ok, au fost meciuri cu adversari, unul amical și unul un adversar mai slab, dar sincer l-am văzut și pe el făcând destul de multe prostii, în sensul că s-a dus foarte mult în atac, a rămas pe acolo, poate că s-a gândit că e primul meci din sezon și nu ne pun ăștia prea mari probleme, dar sincer l-am văzut destul de prezent în atac, încercând să facă multe chestii și nu cred că sunt răutăcios dacă spun că e un jucător cât de cât limitat așa în atac. Nu mi se pare că poate să aducă foarte mult, cu toate că el încearcă. Asta e calitatea lui, un băiat muncitor. Deci acum avem doi jucători pe bandă care muncesc foarte mult. Dacă rămâne un băiat la locul lui Modest și își face treaba în apărare, cred că o să fie ok pentru noi. Acum rămâne de văzut cine o să producă ce a lăsat Guerreiro ca minus, adică cine ne aduce 10-15 goluri în lipsa lui. Trebuie să fie cineva din ofensivă, pentru că Ben Sebaini sunt convins că nu va reuși să facă asta. N-a reușit în niciun sezon de Bundesliga, nu o să reușească în niciun caz la noi. În rest, pe cine să luăm? Pe Mecea, na. Eu, sincer, nu l-am urmărit în primului sezon la Wolfsburg, n-aș putea să mă uit la un meci al lui Wolfsburg cap coadă, recunosc, în afară de la care joacă cu noi. Așa, strict pe cât l-am văzut cu Ajax, ce să zic, așa că e ofensiv și a dat două goluri, ok, trebuie să-l vedem. Jucând, ce mie e clar e că la modul în care se așează mijlocul nostru, eu nu-l văd titular, cel puțin în turul ăsta de campionat, nu-l văd cum ar putea să se impună. Poate că nici n-a fost adus cu gândul să se impună din prima. Na, totuși e un jucător tânăr încă și n-a jucat decât un sezon la un nivel bun, nici măcar de top, să zicem un nivel bun, pentru ce a jucat Wolfsburg. Rămâne de văzut, să vedem. Na. De controversa cu transferul nici nu are sens să discutăm. Adică eu personal cu el n-am absolut nimic. Eu cred că fiecare om e îndreptățit să aibă ce opinii dorește el. Mai ales dacă sunt bazate pe religia, că până la urmă și el pare să fie un tip destul de religios, deci pleacă de undeva din convingerile lui religioase. Dacă am o problemă, am problemă cu clubul, care na. Ea a fost tot în mâinile clubului nostru, care are o politică părea destul de clară din punctul meu de vedere și na. Eu zic că după transferul ăsta nu mai e deloc clară. Și văd de ce lumea e supărată și de asemenea văd și de ce o să închidem cu toții ochii la ce s-a întâmplat.
Pentru că, na, cea mai importantă politică din club e că trebuie să ne finanțăm și e un jucător care ne-ar putea finanța un sezon peste 2-3 ani și asta e. Na, lucrurile pe care le-a spus el cred că au fost destul de clare, n-am văzut nici, adică nu l-am văzut să nege ceva din ce s-a, din ce a apărut în spațiu public, nici clubul n-a negat absolut nimic. Am înțeles că e un băiat foarte bun, s-a discutat cu el, un băiat liniștit, tânăr. Nu și-a cerut scuze, n-a greșit cu nimic, asta e, o să-l vedem până la urmă jucând. N-am văzut nici măcar fanii, nici în stadion n-am văzut vreo reacție rea nepotrivită la adresa lui, deci prin urmare presupun că tacit acceptăm practic cu toții că na, e jucătorul nostru acum și asta e. Atâta timp cât își ține gura de acum încolo și e un pic mai inteligent decât a fost, pentru că a fost un gest stupid ce a făcut el, toată lumea o să meargă mai departe până la urmă cu treaba asta. Pe în meciul s-a plătit o sumă destul de mare, mai mare decât ne așteptam când au început discuțiile legate de aducerea lui. Noi nu l-am văzut la lucru prea mult timp, dar din ce am văzut până acum, vi se pare că s-a plătit exagerat sau ar trebui să ne dăm cu părerea doar la finalul sezonului? Da, vă întreb în condițiile în care băiatul ăsta, cum spune și tu, Marius, a jucat doar un sezon întreg la profesioniști până acum, într-un campionat de top, dar, mă rog, nu în top 2, top 3. Și dacă ne uităm la sumele care se aruncă în Anglia pe fotbaliști, pe mijlocași centrali care au doar un sezon la activ sau un sezon întreg la activ în Premier League, parcă n-a mai dat chiar atât de mult pe meci, nu? Cum vi se pare faptul că a crescut cumva pragul ăsta? Nu e vorba doar de faptul că noi au crescut nouă ca club standardele și începem să cumpărăm fotbaliști mai valoroși și mai scumpi, ci este o inflație ieșită cumva de sub control în fotbal, nu? Adică ar trebui să ne împăcăm cu gândul ăsta că dăm 30 de milioane pe fotbaliști promițători, dar care nu au demonstrat mare lucru în fotbalul profesionist? Eu n-aș compara cu ce se întâmplă în Anglia, ceea ce se întâmplă la noi. Eu aș zice că Borussia are politica de transfer și nu cred că se va alinia la sumele pe care le vedem acolo prea curând. Adică eu nu văd conducerea noastră dând banii aia pe jucători și dând în general niște sume pe jucători fără să aibă un motiv foarte clar să facă asta. Și de asta o să-l contrazic un pic pe Marius. Marius zicea că el nu vede pentru meciul titular. Eu nu cred că dăm 30 de milioane pentru meciul și nu-l folosim titular. Adică mi-e greu să cred că l-am luat cu banii ăștia ca să stea rezervă. Adică sper cel puțin că n-am dat 30 de milioane pe o rezervă. Mie mi se pare ciudată suma de transfer și în general mi se pare ciudat felul în care s-a materializat transferul lui, pentru că știu că erau discuțiile despre Alvarez și clubul n-a vrut să plătească, nu mai știu, 5 sau 10 milioane în plus pe Alvarez, care ajungea tot undeva la 30-35 Ar fi fost de 40, ar fi fost transfer record sau pentru 40, club. ok. Da. Se pornise de la 25-30 și se ducea până la 40. Da, în schimb, na, mi se părea că Alvarez ar fi fost un jucător care a demonstrat un pic mai mult față de Nece. În schimb, am ales să-l luăm pe el. Într-adevăr, un jucător care să zicem că a confirmat cât de cât în sezonul care a evoluat la Wolfsburg, în campionatul în care o să joace și la noi. Deci, da, e cu plusuri și cu minusuri, dar. Nu știu, mie mi-e greu să mă pronunț. În schimb, m-aș aștepta să îl folosească titular, mai ales. La banii Te ăștia, zici, da. la banii ăștia, da. Marius, tu ce zici? Da, eu sincer, eu nu văd cum ne-am putea alinea noi la ce se întâmplă în bula din Premier League, pentru că nici celelalte campionate nu o fac, dacă stăm să ne gândim. Adică am încercat să mă gândesc acum ce mijlocași s-au mai transferat prin alte părți, în afară de Jude, da? Care să zicem că dacă nu l-ar fi luat Real Madrid, l-a luat oricineva din Premier League, tot cu o sumă record, 100 și ceva de milioane. Și oricum, Jude, e Jude, nu cred că trebuie să mai discutăm de valoarea lui. Sincer, mie, eu ți-am spus și privat pe părerea mea, mi se pare că a costat un pic cam mult și mi-e și greu să-mi fac comparație pentru că nu din Bundesliga, mijlocaș central vânduți în ultimul timp, adică știi foarte bine ce se întâmplă la noi, se plătesc clauze sau se iau jucători gratis, inclusiv Bayern face asta, inclusiv, din păcate, noi facem asta, deci nu prea știu cu ce aș putea compara. Până la urmă,
dacă stau să mă gândesc așa, să fiu cât de cât obiectiv, o să-l comparăm cu ce o să livreze și vedem la sfârșitul anului dacă am plătit prea mult sau prea puțin pe el. Iar în legătură cu jucatul Nico, eu mă refeream că îl văd greu, adică văd greu cum ar putea să scoată unul dintre Brandt sau Savitzer, știi? Asta e problema mea. Deci trebuie să-l convingă pe Terzic. Dacă reușește el să facă asta, good for us. Dar deocamdată na, Da. pe Brandt nu-l scoate nimeni, iar Savitzer, na, e un jucător care ar trebui să aibă ori toate aturile în plus față de meci, inclusiv experiența, na, poziția pe care joacă în teren și așa mai departe. De-aia am zis că și oricum am zis în prima jumătate a sezonului, nu știu dacă până la sfârșitul anului, poate se impune până la sfârșitul anului. Până la urmă nu e o tragedie, la noi de mult nu s-a mai impus un jucător fix când a venit, mai ales din ăștia tineri, inclusiv Ademi. Lui Ademi a trebuit ceva timp să se adapteze la noi și nu, eu nu văd o problemă. Are 5 ani contract, suntem noi ok și dacă începe să joace din februarie. E important să joace altcineva în locul lui, bine. Na, asta sunt, ăștia au fost banii, până la urmă, și Wolfsburg știu că avem bani, e aceeași discuție, știți cum e la noi. După fiecare transfer mare, na, asta noi uităm câteodată, de fiecare dată când noi încasăm foarte mulți bani, ce? Ceilalți știu că noi am încasat foarte mulți bani și toată lumea încearcă să ciupească un 10-15% acolo ca să, na, că știu că avem nevoie și avem de unde plăti. Asta e, el să joace și până la urmă la calitățile și vârsta lui, cu siguranță dacă joacă bine, banii aia se vor întoarce cel puțin dublu, dacă nu mai mult în club. Da. Eu mi-aș permite să nu fiu de acord cu voi când vine vorba de aliniere la bula din Premier League. Este evident că nu o să cheltuim la nivelul lor, dar mie nu mi se pare că, cum să spun, să reformulez. Mi se pare că noi cheltuim mai mult, semnificativ mai mult decât în urmă cu 2 ani, 4 ani, 5 ani. Diferența e destul de evidentă. Mi se pare că media unor transferuri decente spre bune era de 15-20, maxim 25 de milioane pentru noi. Nu ne-am dus foarte departe, dar am început să transferăm mult mai des, pe la 30 de milioane. Asta 30 pare să fie 9-15 pentru noi, așa mi se pare în momentul de față. Și nu cred că este pentru că am început să luăm jucători mult, mult mai valoroși decât o făceam în urmă cu 3-4 ani, ci mai degrabă pentru că au crescut prețurile foarte mult. Piața e deschisă, chiar dacă nu cheltuie Spania la fel ca Anglia, nu cheltuie Italia la fel ca Anglia, cluburile astea, din cluburile engleze, cumpără din toate campionatele, ajung o parte din bani. Nu zic acum că ne îmbogățesc englezii pe toți, inclusiv pe cluburile germane, dar n-ai încotro atâta timp cât există cluburi precum, nu știu, zic și eu, West Ham sau Everton, care își permit să cumpere fotbaliști la care ne uităm și noi. Și își permit să dea zeci de milioane pe ei, câte 30-40 de milioane, trebuie să creștem și noi un pic, să lărgim buzunarul atunci când scoatem banii din el pentru un transfer. Uite-te la Alvarez, unde a ajuns. Noi nu ne-am permis să dăm 40 de milioane pe el, am considerat că nu face banii ăștia și a ajuns la un club mediocru din Anglia. Adică vrem, nu vrem, pentru că piața este deschisă, nu o să ne batem cu Arsenal și cu Tottenham și cu Liverpool pe fotbaliști, dar o să ne batem cu echipele astea de locurile 10-16, probabil, din Anglia, pe jucători. Și în condițiile astea, cred că suntem forțați să transferăm jucători precum un Mecea pe 30 de milioane, deși noi l-am fi cotat la 20, cel mai probabil, de unde au început negocierile. Și cred că în urmă cu 3-4 ani, un fotbalist de genul ăsta îl luai pe 15-20 de milioane cu un singur sezon complet jucat în Bundesliga. Un sezon bun, dar nu super wow. Dar, mă rog, rămâne să vedem, că trebuie să analizăm trendul pe mai mulți ani ca să ne dăm seama cine a avut dreptate. Eu nu mă aștept să mai reușim să luăm jucători de super perspectivă pe 15-20 de milioane. Decât dacă au 16 Deci, ani. știi care e chestia, Dragoș? Până la urmă, noi aducem jucători care vor să vină la noi. Noi nu avem argumentul banilor, să fim serioși.
un jucător ca Alvarez va câștiga mai mulți bani decât la Borussia și clubul de unde vine el va câștiga mai mulți bani decât poate plăti Borussia la 15 cluburi din Premier League, da? Și asta e valabil pentru oricine, dacă ne gândim la ce jucători am adus noi. Asta se întâmplă și acum 2-3 ani. Adică dacă nu, un jucător ca, nu știu, Guerreiro, de exemplu, de la Lorient, dacă voia să-l ia Everton acum 6 ani, putea să-l ia Everton cu mai mulți bani decât 11 milioane sau cât am plătit noi pe el, nimic, practic. Adică, știi, dar de multe ori jucătorii ne aleg pe noi din cele două sau trei motive principale, în funcție de vârstă și potențial, da? Ori vin la noi pentru că știu că suntem o rampă de lansare, ori vin la noi pentru că pot juca Champions League și se subînțelege că din nou suntem o rampă de lansare, ori sunt în a treia jumătate a carierei lor și suntem un loc foarte liniștit de unde te poți retrage cu bani buni dacă ai 27, 28, 29 de ani. Astea sunt cele trei categorii demonstrate de jucători, da? Acum, dacă vrei să te lupți la bani, nu vei câștiga niciodată cu echipa din Premier League dacă jucătorul vrea bani. Asta, așa văd eu lucrurile, adică n-am văzut niciun jucător setat pe banii pe care câștigă să aleagă Borussia în detrimentul unei echipe din Premier League. Dacă vrea bani, se va duce în Premier League. Aia e. Dar Iar în cazul al. sumele, ca să le aliniezi, ceva, nu știu, adică ce se plătește acum, în momentul ăsta, în Premier League, nici măcar nu poți compara. Adică Caicedo, de exemplu, care e transfer record pentru Premier League, e un jucător care a jucat un an în Premier League bun, cap-coadă, în cariera lui, da? La Brighton. Adică, nu avem ce Da. să. Nu, eu nu pot, nu, în capul meu, nu. Și e practic, deci, 4 ori mai scump decât mecea, da? 5, Da. 4,5 ori. Adică, nici măcar, nu pot, de-aia ziceam că nu putem să ne aliniem nici măcar așa, la nivel de discuție cu ce se întâmplă acolo. E, Da, dar na, uite că sunt inflația fotbalist. oricum ne afectează, că așa funcționează inflația și, până la urmă, și fotbalul e tot o economie deschisă. Eu sunt de acord cu tine, știi? E clar că avem inflație 10, 15, 20% pe un jucător, e clar, dar na, ce voiam să spun e doar că nu putem să concurăm cu aia așa la nivel de, știi, euro pentru euro. Nu o să câștigăm niciodată lupta asta. E important e să convingem jucătorii că au de ce să vină la noi și să găsim o soluție să-i lase și cluburile lor să vină aici când au oferte mai bune de în altă parte, da? Unde voiam eu să ajung, mă rog, cel puțin asta este părerea mea, e că nu mai suntem în punctul în care atunci când dăm 25-30 de milioane pe un fotbalist, trebuie să fim siguri că o să livreze și o să rupă. Îl avem exemplu și pe Malen, care e fotbalist de 30 de milioane și a pornit greu și nici acum nu știm dacă o să confirme pe deplin, deși a dat semne de revenire spre finalul sezonului trecut. Din Dar de păcate, asta și noi la... am Și mai la... avut și înainte exemple, Da. Dragoș. Gândește la Șurle, la Brandt, la Hazard. Brandt joacă de un an jumate ce ar trebui să joace, dar toți au costat peste 20 de milioane. Și cred că ne mai Da. gândim, nu mai știu, Iarmolenko cât a costat. Adică, Mihtarian, despre ce vorbim? Cel mai da, scump. noi, na, din păcate, n-am fost bine niciodată la capitolul ăsta, știi? Nu de la sumă plecăm ca așteptare. Aici nu era discuția ce așteptare avem în funcție de sumă. Întrebarea era dacă am plătit acum prea mult fără să ne dăm seama dacă joacă și tentația e să spui că, na, prea mult, dar o să vedem până la urmă. De aia am și spus că nu mi se mai pare absurd. Vedem și noi la sfârșitul anului, cum ziceam, el să fie sănătos și să joace, că, na. Da. E un jucător cu Probabil. potențial de Premier League, clar. E un jucător crescut la City, adică la un moment dat, dacă vrei să-l vinzi sau trebuie să-l vinzi, vei lua foarte mulți bani pe el dacă joacă bine. Nu e o problemă, nu o să ieșim noi în pierdere dacă e sănătos și joacă. Probabil pe măsură ce... Scuze, Da, Stragoș, scuze, spune. te rog, te rog. Voiam doar să dau că pe măsură ce o să treacă timpul, o să depindem tot mai mult de ce vor jucătorii, cum zicea și Marius. Adică, tocmai pentru că nu ne văd pe noi crescând plafonul atât de mult cât să putem să atragem cu bani, indiferent ce jucător ar fi. Și probabil o să continuăm să mergem spre jucători din academii pe care cluburile mari nu o să-i ia de la 17 ani să joace la prima echipă și care au ambiția să facă asta. Respectiv, jucători pentru care nu e foarte mare ce, ca să poți să te lupți cu sumele pe care îți permiți tu Borussia Dortmund să le dai. Da, clubul ăsta nu poate să trăiască din altceva, nu poate să trăiască fără transferuri, ăsta e adevărul și când ne apucăm să-l judecăm pe Vatske și nu zic că nu fac prostii, dar când ne apucăm să-l judecăm pentru politica de transferuri pe Vatske și înainte pe Zorc, acum pe Kehl,
ar trebui să ne gândim la faptul că nu putem altfel. Adică ei s-au gândit totuși la un model de business în așa fel încât acest club să fie solid, să fie competitiv la nivel european, atât cât poate să fie, pentru că nu reușim să atragem resurse din altă parte, nu pentru că nu știm să ne vindem bine către branduri, către sponsori și așa mai departe. Ăsta e modelul de business pe care l-am ales și o să continuăm să vindem. Mă gândeam chiar și la suma de transfer pentru Bellingham. Că unii spun, păi da, stai, Caicedo s-a vândut pe 100, cât a fost, 20 și ceva de milioane de euro, sau 130, nu mai știu. 133 o să fie dacă își 133, face așa. bonusurile. Cum am putut noi să-l dăm pe Jude pe 103? Mă rog, plus până, hai, până la 133 ar fi și Jude. Când a confirmat câteva sezoane la rând aici, lider, a confirmat în Naționala Angliei și așa mai departe. Dar eu cred că, pe lângă faptul că a jucat într-un campionat mai slab, unde are vizibilitate mai redusă și nu este suficient de proven, să spun așa, pentru publicul mainstream, dacă joci în Bundesliga comparativ cu Premier League, eu cred că nici noi nu putem să ținem de preț chiar la fel de mult ca un club, nu știu, de mâna a doua, mediocru din Anglia sau ca alte cluburi din Europa, pentru că noi avem strategia asta de a trăi și din vânzarea de jucători și nu vrem să ne formăm imaginea asta de club care ține jucătorii tineri împotriva voinței lor aici, pentru că o să-i facem să nu mai vrea să semneze cu noi. Și atunci când primești o ofertă pentru Sancho, accepți o ofertă un pic mai mică decât prețul la care l-ai evaluat. La fel și cu Bellingham. Nu știu, poate e o presupunere așa absurdă a mea, dar eu cred în chestia asta, că noi nu vrem să fim clubul ăla conflictual cu fotbaliștii tineri, ci să arătăm că suntem o bună, na, rampă de lansare, dacă vreți, pentru ei și că suntem băieți buni. Deci, haideți, veniți la noi, semnați că o să fim cu toții fericiți. Noi luăm 80-90% din cât valorați voi, voi vă dezvoltați aici și e totul bine. Cred că așa funcționează lucrurile. Dar nu e o presupunere. Să știi că declarațiile au fost cu ultimii jucători plecați fix astea. Adică și Vasquez, și Kel, și Zorc înainte ziceau același lucru. Dacă Haaland își dorește să rămână la noi, are ofertă, poate să rămână. Dacă nu își dorește să rămână la noi, o să Adică plece. La noi. fel și Jude. Adică asta, dar public, lucrurile sunt foarte clare de fiecare dată. Chiar și cu Sancho, care n-a semnase fără să știm noi foarte mulți bani și a mai stat un an, dar declarațiile sunt întotdeauna aceleași. Nu o să auzi niciodată declarația la noi, mai ales în cazul unor jucători care na, înseamnă bugetul nostru de transferuri pe 2 sezoane. Nu o să auzi niciodată să spun, eu cel puțin nu mi-aduc aminte o declarație, că nu e de vânzare vara asta, nu ne interesează, la revedere, nu discutăm. Nu discutăm cu nimeni, nu poate să fie. Nu o să auzi. Cum zice patronul Napoli, de exemplu, despre Osimhen. Da, pentru că e business-ul lui. Din fericire pentru el și din păcate pentru noi, aici nu e business-ul nimănui și până la urmă ești doar un administrator și nu-ți permiți luxul să spui așa ceva. Că nu e jucătorul tău să-l dai sau să-l să-l păstrezi. Da. Asta e. Bun, aș schimba un pic subiectul, să nu ne lungim foarte mult, că intrăm așa într-o spirală dacă vorbim de transferuri. Cred că trebuie să tragem vreo 3 podcasturi. Ultima întrebare legată de lot ține de faptul că s-a schimbat capitanul recent. S-a tot vorbit de faptul că Royce nu avea stofă de capitan, este cel mai îndrăgit fotbalist din lot, dar nu avea spiritul ăla de. Mă rog, era un capitan mai tăcut, nu se impunea prin speech-uri, prin multe cuvinte, prin prea multă răutate pe teren sau lucruri de genul ăsta. Și acum, nu știu, nu mai are sens să discutăm dacă e bine sau nu că i s-a luat banderola lui Roy sau că a renunțat el la ea. Eu cred că a fost rugat să renunțe, nu mai contează. Întrebarea este dacă Emre Can este capitanul potrivit. Na, are experiență pe de o parte, dar pe de altă parte știm cu toții ce, nu știu dacă derapaje neapărat a avut pe teren, dar cât de haotic a fost destul de des de când a ajuns la noi. Și voiam să vă întreb cum vedeți voi numirea lui pe postul de capitan în detrimentul lui, nu știu, Kobel, poate a lui Schlotterbeck, poate a lui Süle, că nu-mi dau seama dacă ar fi fost altcineva eligibil. Cum vi se pare vouă schimbarea asta? Și credeți că o să aducă ceva
diferit în teren, faptul că l-avem pe Cean, pe tipul ăsta mai autoritar, așa, și un pic nebun în teren, că o să-l avem pe el capitan, sau nu contează atât de mult cine poartă banderola? Încep tu, Nicoleta? Da, nu știu, mi se pare că discuția despre capitan va fi tot timpul o speculație, pentru că nefiind în vestiar cu ei, nu o să știi niciodată cum se comportă fiecare, care, nu știu, felul în care vorbește, cât de respectat e de ceilalți din lot. Adică, da, bine, ne facem o idee uitându-ne la meciuri și văzând cum interacționează ei pe teren, dar nu o să ai o imagine clară și să poți să spui, da, frate, asta e clar capitan. Sunt foarte puțini jucătorii la care vezi într-adevăr atitudinea asta de leadership. Adică vorbim aici, nu știu, de Gerrard la Liverpool, adică oameni care au crescut acolo și care au stat acolo. Și cumva, probabil că ideea asta s-a mers în momentul în care Roy s-a fost ales prin capitan. Acum, faptul că l-avem pe Cean, mi se pare e un pic ca votul în România, așa, unde alegi răul cel mai mic. Pentru că nu avem un capitan în echipă. Dacă te uiți așa, nu ai pe nimeni despre care să spui, da, frate, uite, ăsta e la echipă de a sta timp, a trăit niște momente cu echipa asta, știe clubul, poate să se impună în fața celor tineri, e și un jucător bun, da, care se poate face respectat pe teren. Ar fi fost Hummels dacă ar fi fost dacă ar fi fost băiat deștept. Dar nu, mi se pare că mai e nici el în postura asta. Și atunci, da, cred că, na, Cean, o să vedem cum o să arate sezonul ăsta pentru el. Dacă o să joace la fel cum a făcut în returul sezonului trecut, mi se pare că e o alegere bună. Dar, momentan, mi-e foarte greu să mă pronunț pe tema asta. Dar nici pe ceilalți nu i-aș vedea. Adică, pe Schlotterbeck mi se pare cam din aceeași categorie cu Royce, sincer să spun. Adică nu văd pe Schlotterbeck ducându-se la pauză și scuturându-i și zicându-le hai mai idioților că ne batem Mainz și pierdem campionatul. Așa cum, nu știu, Cobol, într-adevăr, Cobol cred că peste poate 2-3 ani ar putea să fie un super capitan. Dar momentan are prea puțină experiență la club pentru asta. Și atunci, na, îți rămân niște opțiuni foarte, îți rămân de fapt foarte puține opțiuni. Marius, pe tine nu știu, s-a jucat așa cu M-a tine, șocat, Cean. nu? Da, Te-a păcălit de da, câteva ori. Te-ai bucurat când a venit, îmi aduc aminte că spuneai că e super da. Da. transfer, că e ce trebuie. N-a fost ce trebuie. Când te-ai convins că nu e ce trebuie, a început să joace fotbal. Trecând peste fluctuațiile astea de lui de formă, că până la urmă ține și de psihic, cred, la el a ținut poate și de unele accidentări. Cum ți se pare ție alegerea lui pe postul de capitan? Se pare corectă sau vedeai pe altcineva aici? Băi, eu sunt șocat, sincer, de decizia asta, spun sincer. Adică mi se pare că clubul a ajuns foarte rău în punctul ăsta. Adică e acceptarea unui faliment în lotul ăsta, să ajungă Cean capitan. N-am nimic cu el, că ai rezumat foarte bine relația mea cu jucătorul ăsta, da? Problema mea, știi care e, cu omul a obținut o prelungire de contract la limită, pe care i-a oferit-o Terzic pe persoană fizică, așa am citit în presă, da? Deci Terzic l-a refuzat pe Alvarez pentru că el a crezut că Cean poate să facă față și nu trebuie să dăm banii aia pe Alvarez și i-a și prelungit contractul. Bun, singurul motiv pentru care e capitan, că înțeleg că e numit la Borussia Dortmund, nu sunt aleși capitanii Borussia Dortmund, e că Terzic se extinde practic influența în vestiar, care crește oricum pe zi ce trece și a identificat în Cean un băiat care, na, poate, cum să zic eu, poate fi un capitan potrivit pentru ce vrea să facă în club. Dincolo de asta, mă rog, istoric vorbind, Cean are momente în care gândește extrem de puțin în teren și alea nu cred că dispar. A avut momente în care a gândit destul de puțin la declarații, vreau să vă reamintesc niște declarații monumentale și am aflat din presă că și colegii lui erau pur și simplu siderați de ce putea să spună la declarații. Ei, băiatul ăsta 3 luni sau 6 luni de când ne-a amintit că el nu greșește foarte mult pe teren, n-au trecut decât 6 luni, by the way, de atunci, a ajuns să fie capitanul Borussia Dortmund primul. Acum că nu avem altă variantă mai bună decât el, sunt de acord, pentru că nu văd nici eu pe cine am putea să punem capitan. De aia spun că e un faliment pentru club că am ajuns în situația asta. Credeam, na, oamenii ziceau că ok, că Royce nu e un capitan bun,
ceea ce putem să agreem cu toții, să zicem. Dar eu întotdeauna am fost de părere că Roy s-a ajuns capitan dintr-o conjunctură. Pur și simplu nu avea, adică clubul n-a putut să țină un lider suficient de mult timp în lotul ăsta, adică să crească un lider în lotul ăsta, că liderii ai mai și crești, nu se nasc ei singuri așa cum era Jude. Și pur și simplu am ajuns la varianta aia. Na, varianta aia n-a mai ținut și acum am ajuns la altă variantă, care e Cean, și na, cum spuneam, sunt lucruri pe care nu poți să le uiți și, na, din experiența umană, aici vorbim de interacțiune, om cu om, nu trebuie să speculăm nimic, l-am auzit cu toții ce, l-am și văzut ce poate să facă în teren și ce poate să scoată pe gură. Eu nu cred că s-a schimbat el radical, că joacă mai bine, sunt de acord că joacă mai bine, știu că țipă la colegi, știu că e foarte agresiv în teren, ok, dincolo de asta, ce poate să facă el la vestiar sau în afară, eu cred, cum spuneam, e o speculație, dar cred totuși că e doar o soluție care îl ajută pe Terzi să fie chiar mai influent în lotul ăsta și e bine pentru că nu e nimeni, e un gap acolo și până la urmă, na, poate Terzi să crească, să fie mai mare decât jucătorii, pe stilul Klopp, să fie mai mare decât jucătorii pe care are, pentru că în realitate nu avem. Cobble îl văd și eu exact ca Nico, dar la Cobble deja văd așa în zare o problemă. Discutăm deja de prelungirea contractului, de mărirea salariului lui la double digit și astăzi a apărut știrea, ghiciți ce, n-a primit alt contract, n-a prelungit, este întrebat dacă se duce la Bayern odată la 2-3 săptămâni, maxim o lună și, sincer, în afară de declarații, nici nu văd atitudine, adică nu văd, deși din el trebuie să crească un lider, nu-l văd în afară de ce face în teren, știi? Nu văd exact dacă acum ar fi fost el potrivit să fie capitanul Borussiei. Pe scurt, ca să închei subiectul, e un topic în desfășurare și mi se pare că va mai fi un timp, adică nu cred că Cean e capitan pentru următorii 7 ani la Borussia Dortmund. Sperăm că va face o treabă suficient de bună cât o să fie pe umărul lui și apoi o să identificăm pe altcineva care chiar să poată să fie capitanul Borussiei mai mult timp să ne și ajute din postura asta, nu doar să fie un băiat care cară banderola și după aia când intră următorul, eu dă următorului și să ne întrebăm cine e următorul, nu mai știm. Nu mai știu ce în amical, m-a bufnit râsul că nu mai erau cei trei și a ajuns tot la Roy. Mi s-a părut foarte amuzant. Era el, nu mai era niciunul și au zis cui o dăm. Mai, uite, Roy pe teren, domnul Roy. Și a ajuns tot la el pe omă, știi? Ceea ce a fost amuzant. Da, să ne ajungem totuși tot acolo în câteva meciuri în sezonul ăsta. Da. Cam Da. asta e Și cu mi se subiectul pare capitan. că, mă rog, sunt în asentimentul tău așa, în linii mari, Marius, pentru că mie mi se pare că omul ăsta nu e capabil să judece foarte profund anumite lucruri. Nu-l suspectez de foarte multă inteligență și nu trebuie să fii geniu să știi să joci fotbal până la urmă. Na, sunt plusuri și minusuri, e adevărat că are experiență pe teren, are atitudine de lider, cred că lucrul ăsta există, dar mi se pare că face prea multe greșeli prin prisma faptului că este o persoană impulsivă și nu cred că o bucată de material pusă pe braț o să-i schimbe atitudinea și apucăturile. Și cred că este destul de dificil. Poate e respectat în vestiar, nu știu, e posibil, nu cunoaștem detaliile astea, dar cred că e dificil să-l urmărești pe omul ăsta ca lider când face greșeli pe care nu și le asumă. Eu cred că n-am mai avut un capitan zdravăn de la Hummels încoace. Adică poate a fost Piszczek, dar a fost prea puțin pentru că s-au retras ceilalți de prin jurul lui. Dar așa, un capitan care să poarte banderola câțiva ani și să o poarte cu, nu știu, simț de răspundere, de la Hummels încoace n-am mai avut pe cineva, pentru că și la Schmelzer a ajuns săracul fix cum a ajuns la Reus, că nu mai avea cine să o poarte, știi, în perioada aia. Poate că nu contează atât de mult, dar e un mic semnal de alarmă că nu prea ai lideri, dacă nu știi cui să-i dai banderola. Iar legat de Kobel, eu pe el l-aș fi văzut. Cred că singurul motiv pentru care nu a primit el banderola ține de timing, de faptul că, băi, n-am rezolvat încă detaliul ăsta cu contractul pentru el, haide să nu ne facem de căcat și să-i dăm ăstuia banderola fără să știm 100% sigur că îl avem Nu se sezonul duce ăsta la Bayern. pentru niște Am ani. mai pățit noi și Că nu se atâtea. duce la Bayern, zi eu Da. Stai direct. că Hai. are timp, oricum, Cean este destul de bătrân, adică, mă rog, bătrân, mai joacă
2 ani la nivel înalt și după aia putem să-i mutăm banderola când devine el rezervă, putem să mutăm banderola la băiatul ăsta. Da. Bun. Nu mai avem foarte, foarte mult timp ca să nu ne lungim așa extrem de mult în podcast. Mai am două, trei întrebări așa mai la foc automat. Dacă aveți în continuare încredere sau nu în Terzici pentru sezonul nou, vă știu fani sau vă știam fani Terzici până de curând. Mă rog, se leagă întrebarea mea evident de finalul de sezon. Nu știu, acum a pierdut antrenor, au pierdut jucătorii meciul ăla, adică nu l-au câștigat, mă rog, nu mai contează atât de mult, dar când tragem linie și ne uităm la ce a făcut Terzici cu începutul lui mai nefericit, începutul de mandat mai nefericit și după aia cu revenirea dinspre final de sezon și cu căderea din ultima etapă, concluzionând și cu campania asta de transferuri în care se vede mâna lui, cum îl percepeți voi pe el? Aveți încredere deplină în el? Vă puneți întrebări vis-a-vis de, nu știu, caracterul lui, de competența lui. Pornim într-un sezon nou cu încredere în antrenorul ăsta sau nu așa de mult? Eu, sincer, am rămas cu impresia că el este unul dintre ultimii vinovați pentru pierderea titlului. Adică nu mi-a dat impresia că... Nu știu, asta a fost sentimentul care am rămas și faptul că l-am văzut suferind foarte tare la finalul sezonului. Deci, în ce mă privește, ar trebui să se întâmple ceva extrem de dramatic, mai dramatic decât pierderea titlului, să-mi pierd încrederea în Terzici. Eu, personal, am foarte mare încredere în el și mie, e un antrenor care îmi place și mi se pare că se potrivește foarte bine pe stilul Borussia. Deci, nu se pune problema deocamdată. Marius? Eu am încredere în continuare în Terzici, în mod evident. Ce să zic, mi se pare că readucerea lui e una dintre puținele decizii bune care s-au luat în club, cu adevărat bune, în ultimii ani. Eu cred că problemele din clubul ăsta persistă de ceva timp și n-au legătură cu antrenorii, pentru că inclusiv antrenorii, ultimii trei pe care i-am avut, în diverse momente ale frustrării și nervilor lor, au scos în evidență aceleași lucruri care persistă. Și e un rău care stă undeva adânc așezat în clubul ăsta, poate sunt mai multe de fapt, dar sunt două, trei care au adus clubul să fie unde este și în ciuda acestor lucruri Terzici totuși a făcut din echipa asta un club care s-a luptat la titlu, sau mă rog, s-a lăsat tras în lupta la titlu, cum vreți voi să spuneți, și a făcut totuși o figură frumoasă și în Champions League. De două ori, totuși, el a reușit să facă asta și de două ori a adus totuși echipa la un nivel foarte, foarte bun de joc. Așa că am încredere în continuare în el. Mă bucur că reușește să aibă influență în plus în club. Era momentul să avem un antrenor care face totuși, mă rog, baza pe rezultate mai mult decât să aștepte să primească jucători și știți voi, să intre și el la ședință după ce termină Zamăr cu Vasche și cu cine mai era acolo, că ăștia doi au rămas, că așa, Zorca a plecat. Și sper să aibă un sezon în care echipa să crească cu el și poate anul celălalt să reușim să obținem și noi o performanță cu Terzici la cărmă. În niciun caz nu-l văd plecând de la noi. Și ar fi o greșeală mare de tot. Una dintre cele mai mari pe care le-am văzut la club în ultimii 5-6 ani. Bun, încă două întrebări super scurte. Ne mai luptăm, presupunând că ne-am luptat la titlu sezonul ăsta, ne mai luptăm cu altcineva în afară de Bayern? Dacă da, cu cine? E greu să spun. Nu știu. Cred că Chiar nu știu cred ce că să spun. Leipzig și Leverkusen ar fi Leverkusen, candidatele da. mai plauzibile. Dar în același timp, sezonul trecut, Union Berlin a fost echipa care s-a ținut cel mai aproape. Deci mi-e foarte greu să prezic așa. Da, uitându-ne strict la transferuri și echipă și lot, probabil Leverkusen și Leipzig. Na, la Leipzig e complicat că erozia acolo și au schimbat foarte mulți jucători, dar la Leverkusen, având în vedere dinamica și evoluția antrenorului, aș spune, plus transferul de vară ăsta, eu sunt cel puțin curios să-i văd cum se mișcă sezonul ăsta. Eu zic că vor avea, dacă nu se luptă la titlu, sigur vor încurca. Ne vor încurca pe noi și pe Bayern în lupta asta. Și asta e bine pentru Bundesliga. Eu mă aștept să crească destul de mult sezonul ăsta Leipzig, chiar dacă Leverkusen a făcut transferurile mai sonore. Mi-e un pic mai frică de Leipzig.
Și asta nu e un lucru bun pentru Bundesliga, dar ăsta e alt subiect. Și ultima întrebare, nu, voiam să vă întreb de meciul de Köln, să facem un preview, zic să dăm skip și să vă pun o întrebare simplă de da sau nu. Avem trei meciuri de Bundesliga care par ușoare, nu știu, cu Köln acasă, cu Bochum în deplasare și cu Heidenheim acasă. Scoatem 9 puncte din meciurile astea, trei sau nu? Nu. Nu. Nu? Nu o să spun niciodată că scoatem 3 puncte la Bochum, îmi pare rău. Adică putem să o facem, dar nu putem să mergem acolo cu gândul că reușim să facem asta, îmi pare. Dacă reușim N-a să trecut facem așa mult timp de asta, la sezonul să trecut. ajung, Da. dacă ajung să zic asta, înseamnă că suntem o echipă de titlu, dar nu cred că suntem încă o echipă de titlu, deci putem să luăm 3 puncte cu noroc, dar n-aș, nu m-aș arunca să spun. 7 puncte cred că sunt ok. Bine, eu zic că le luăm pe toate nouă. Și zic să încheiem aici. Și, nu știu, a mers destul de ok. Poate mai facem asta peste o lună, două. Mulțumesc mult După. de participare și ne mai auzim cât de curând. Nu știm când. Vă anunțăm noi. După adunarea anuală. Da. Pa, pa, seara bună. Seara Seara bună, bună. mulțumim, papa.